Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vorbim azi despre profeția papilor. Toate profețiile publicate în Lignum Vitae. Papa Francisc ar fi Petrus Romanus. Atribuită lui Sfântul Malachia din Armagh, preot din Irlanda, născut în 1094 și mort în 1148 la Clairvaux, profeția papilor e constituită din 111 de devize latine, publicate pentru prima oară în 1595 și corespund unui număr de 111 de papi, care conform lui vor domni de la Celestin al II-lea, 1143-1144, până la sfârșitul lumii. Succesorul lui Ioan Paul al II-lea, Benedict al XVI-lea, ar fi ultimul papă înaintea realizării profeției finale, menționând un papă cu numele de Petre Romanul, care nu va accede la tron. Profețiile anterioare publicărilor în Lignum Vitae. Ex Castro Tiberii, din Castel de Petevere. Celestin al II-lea, 8 octombrie 1143, 8 martie 1144. Motoul se referă la locul natal al acestui papă, Guido din Castello, nativ din Castello di Santa Felicita, Altiferno în Toscana, în acele vremuri un mic târg situat pe malul fluviului Tevere. Inimicus expulsus, Lucius al II-lea, 12 martie 1144, 15 februarie 1145. Acest motto reprezintă două explicații posibile. Termenul inimicus ar fi o aluzie clară la numele de mireană al acestui papă, bologhezul Gerardo Cacianemici, iar termenul expulsus s-ar referi la pontificatul său zbuciumat. Constituirea unei republici democratice pe teritoriul roman a dus la îndepărtarea puterii civile de puterea pontificală de la Roma. Într-adevăr, aorifeii acestei republici l-au detronizat pe papă de puterea temporală și l-au izgonit din Roma. În felul acesta, motoul s-ar referi și la sfârșitul brutal al acestui papă, care a murit lovit cu o piatră în timp ce era expulzat din Campidoglio. Ex magnitudine montis, Eugen al III-lea, 1145-1153. Pietro Pignatelli, ales papă în aceea zi în care a murit Lucio al II-lea, era nativ dintr-un mic sătuc din preajma orașului Pisa, Montemagno. Astfel, motoul se referă explicit la originea acestui papă. Abbas Suburanus, Atanasie al IV-lea, 1153-1154. Papa Anastasiu al IV-lea, care avea ca nume de mirean, Corrado Suburi, în plus a fost mult timp abatele mănăstirii Sfântul Rudo. Teruro Albo, Adrian al IV-lea, 1154-1159. Adrian al IV-lea, cu numele de mirean Nicolò Breaksper, născut în Anglia la Sant'Albano, a murit la Anani. Motoul, de altfel, foarte obscur, ar face aluzie la originile sale britanice. Ex tetro carcere, Victor al IV-lea, antipapă. Gregori Conti a fost cardinal de Santa Vitore, renumit carcerier roman. Ex ansere custode, Alexandru al III-lea, 1159-1181. Orlando, Papero Bandinelli, tatăl său se numea Ranuccio. Majoritatea interpreților afirmă simplu că până în prezent nu s-au găsit explicații plauzibile acestui motto. Aluzia însă pare a fi legată de nume, Papero, rață, în latină anser, astfel pare să aibă unul din următoarele două sensuri, din rață pasnic sau legat de numele tatălui, broscuță, cele din paza rației. De Via Transtibertina, Pascal al III-lea, antipapă. Guido da Crema a fost mult timp cardinal în Santa Maria în Travestere, Transtibertina. Lux Inostio, Lucius al III-lea, 1181-1185. Ubaldo Alucinioli era cardinal de Ostia în momentul când a fost ales papă. Astfel e evident că motoul cu care este desemnat face aluzie atât la numele lui de Miran, Alucinioli, cât și la numele lui pontifical și nu în ultimul rând la orașul Ostia, unde fusese cardinal înainte de a fi ales papă. De Pannonia Tuscie, Calixt al III-lea, antipapă. Provenea din întinsa regiune cunoscută odinioară cu numele de Câmpia Panonică, Ungaria de azi. Mulți ani a fost cardinal de Tuscolo, Tuscie.
Sus in Cribo, Urban al III-lea, 1185-1187, Uberto Crivelli avea în propria stemă un porc. Cuvântul Cribo face aluzie evidentă la prenumele său de Miran, Crivelli. Ensis Laurenzi, Grigore al VIII-lea, 1187. Cuvântul Ensis face trimitere la stema sa pontificală pe care apare clar o sabie, Ensis. Termenul Laurenzi pare cu toată probabilitatea să se refere la faptul că mai înainte de a fi ales papă, Alberto de Mora fusese cardinal de San Lorenzo în Lucina. Sunt însă dubii cu privire la interpretarea corectă a acestui termen. De Scola Exiet, Clement al III-lea, 1187-1191. Paul Scolari, episcop de Palestrina, motoul foarte simplu pare să facă referință explicită la prenumele lui de Miran. De Rure Bovense, Celestin al III-lea, 1191-1198. Giacinto Orsini, din Casata dei Borbone, încă nu au fost propuneri acceptabile pentru acest motto. Sunt însă și interpreți care, fără să aducă motivații valabile în susținerea tezei lor, consideră că fraza ar face aluzii la faptul că Giacinto Orsini, în momentul alegerii sale ca papă, nu era decât un simplu diacon. Commessiniatus, Innocențiu al III-lea, 1198-1216. Giovanni Loterio dei Conti di Tuscolo da Senni, numele lui de Miran, motoul pare destul de evident. Canonicus de Latere, Honorius al III-lea, 1216-1227. Cencio Savelli, în momentul alegerii, era canonic în Lateran. Aceasta pare să fie unica semnificație plauzibilă atribuită lui de profeția lui Malachia. Avis Ostiensis, Grigore al IX-lea, 1227-1241. Ugolino dei Conti di Senni, cardinal de Ostia, Ostiensis, după alegerea sa, a adoptat în propria stemă pontificală stema familiei sale, un scut pe care tronează o uriașă acvilă, Avis. Leo Sabinus, Celestin al IV-lea, 1241. Goffredo Castiglioni di Milano, episcop de Sabina, și în acest caz referința este la stema papală, un leu. Comes Laurentius, Innocențiu al IV-lea, 1242-1254. Sinibaldo Fieschi, care venea din familia nobilă a conților, Comes de Fieschi, a fost creat cardinal în San Lorenzo, în Lucina, Laurentius, de către papa Grigore al IX-lea. Posibil că această interpretare să pară puțin forțată, însă tot atât de probabil apare ca singura plauzibilă. Sinius Ostiense, Alexandru al IV-lea, 1254-1261. Rinaldo dei Conti di Senni, înainte de a fi papa, a fost cardinal de Ostia. Ierusalem Campanie, Urban al IV-lea, 1261-1264. Jacques Pantaleon, Giacomo Trois Pantaleone, nativ din regiunea franceză Champagne, în momentul alegerii patriarh al Ierusalimului, a fost ales papă înainte de a fi fost numit cardinal. Drago de Pressus, Clement al IV-lea, 1261-1264. Guy Folcoa, Guy le Gros de Saint-Gilles, în sema pontificală a lui Clement al IV-lea, era reprezentat o acvilă care ținea strâns în ghiare un dragon imens. Interpretarea însă e destul de dubioasă și controversată. După părerea multor istorici, adevărata stema acestui papă nu avea decât crin. În acest caz nu mai sunt explicații plauzibile cu privire la semnificația motoului. Anghineus Vir, Grigore al X-lea, 1271-1276. Tebaldo Visconti din Piacenza e desemnat de profeția lui Malachia ca omul bărbatul șarpelui, Anghineus Vir. Într-una din stemele pontificale există și una atribuită papei Grigore al X-lea, care are în prim plan un șarpe. Totuși, sunt multe dubii și neclarități cu privire la aspectul real al stemei acestui pontif. Din această cauză sunt și unii interpreți care consideră că aluzia din motto ar fi la tergiversarea alegere a acestui papă, contrasemnată de trecerea la conclavul actual. Poncionator Gallus, Innocențiu al V-lea,
1276. Pierde o Tarantasi, de origine franceză, Galus, în pofida doar a celor 5 luni de pontificat, Inocențul al V-lea și-a câștigat renumele de cinstit, coerent om al bisericii și un excelent predicator, poncionator. Bonus Comes, Adrian al V-lea, 1276. Ca și pentru Inocențul al IV-lea, termenul Comes e considerat ca aluzie la familia natală a lui Ottobono Fieschi, care a murit însă mult mai înainte de a fi încoronat papă. Unii interpreți consideră că termenul bonus cu care e desemnat acest papă e mai degrabă o ironie, ținând cont că până și Dante îl plasează în infern. Piscator Tuscus, Ioan al 21-lea, 1276-1277. Pietro di Giuliani, Pietro Ispano, medic și filozof de mare renume, înainte de alegere, cardinal de Tuscolo. În motoul care îl desemnează, e ascuns sensul termenului piscator. Într-adevăr, numele lui de botez era Petru, la fel cu acel al faimosului pescar, primul papa al Bisericii Catolice. Rosa Composita, Nicolae al III-lea, 1277-1280, în stema lui Giovanni Gaetano Orsini. Gian Gaetano Orsini trona o roză, un trandafir. Profeția îl mai desemnează și Compositus, făcând în felul acesta trimitere la truda sa neobosită și la încercările sale repetate de a pune capăt mari schisme ce are face unitatea creștinismului. Extelonio Liliacei, Martin al IV-lea, 1281-1285. Martini Simone di Brion, canonic și trezorier de Saint-Martin de Toursaint, Franța. În stema lui erau reprezentați câțiva crini, la care motoul face vag aluzie. În complex însă, acestei fraze nu e atribuită nicio semnificație precisă, clară. Exorosa Leonina, Honorii al IV-lea, 1285-1287. Jacopo Savelli avea în stema pontificală 2 lei înconjurați de trandafiri. Picus Interescas, Nicolae al IV-lea, 1288-1292. Motoul relativ de la Gerolamo Masci, de la Ascoli Piceno, nu e destul de clar. Singura semnificație plauzibilă care i-ar putea fi atribuită este aceea referitoare la orașul său natal, Ascoli Piceno, Picus. Exeremo Celsus, Celestin al V-lea, 1294. Acest moto pare să fie destul de explicit. Pietro da Morone a fost eremit și fondatorul ordinului Călugărilor Celestini. Exundarum Benedicțione, Bonifacio al VIII-lea, 1294-1303. Motoul se referă la numele de botez al acestui papă, Benedetto Gaetani. Benedicțione, ca de altfel și la stema sa de pontif pe care sunt reproduse valuri unde marine. Concionator Patarens, Benedict al XI-lea, 1303-1304. Nicolo Bacassini, născut la Patara, Patarens, aproape de Treviso și aparținând ordinului religios al predicatorilor concionator. Termenul de concionator așadar face aluzie, într-un fel, atât la proveniența din ordinul predicatorilor, cât și la activitatea sa personală de predicator. De Fascis Aquitanicis, Clement al V-lea, 1305-1314. Termenul fascis face trimitere la stema pontificală a lui Bertrand di Gott, formată din 7 fâșii paralele. În timpul pontificatului său, sediul papilor a fost transferat de la Roma în Franța la Avignone, Aquitanicis. De Sutore Orseo, Ioan al XXII-lea, 1316-1334. Motoul pare să fie destul de criptic, pare însă că face trimitere într-un anume fel la originile umile ale lui Jacques Carnot d'Urs, fiul unui modest schismat. Corvus Schismaticus, Nicolae al V-lea, antipapă. Pietro Rinalducci, originario di Corvaro sau Corsaro, Corvus, ca antipapa a fost printre cei mai de seamă exponenți ai schismei papale, contribuind cu atitudinea sa la radicalizarea contrastelor din sânul bisericii, Schismaticus. Frigidus Abbas,
Benedict al XII-lea, 1334-1342, Jacques Fournier a fost ales papă pe când era abate la mănăstirea de la Fontana Freda, apa rece. Ex rosa atrebatis, Clement al VI-lea, 1342-1352, Pierre Roger de Beaufort a fost episcop de Arras, atrebatesi, pe stema lui figurau 6 trandafiri roze. De Montibus Famachi, Inocențiu al VI-lea, 1352-1362. În momentul alegerii sale ca papă era cardinal al Sfinților, Santi Giovanni, în acea vreme titlul avea supranumele de Pamacchio. Gallus Vicecomes, Urban al V-lea, 1362-1370. Guillaume Guglielmo Grimoire era francez, Gallus, iar înainte de a deveni papa a fost nunțiu Comes la curtea conților Visconti din Milano. Novus de Virgine Forti, Grigore al XI-lea, 1370-1378. Pierre Roger de Beaufort, nepot al papei Clement al VI-lea, în momentul alegerii era cardinal de Santa Maria Nova, Virgine. Motoul așadar pare să facă trimitere la poziția forte a acestui nepot de papă și la ultima reședință înainte de pontificat. De Cruce Apostolica, Clement al VII-lea, antipapă. Robert de Genevoix, antipapa Clement al VII-lea, era cardinal la 12 apostoli. Apostolica, emblema lui reprezenta o mare cruce latină. Luna Cosmedina, Benedict al XIII-lea. Pietro de Luna, antipapa Benedict al XIII-lea, a fost ales papă, pe când ocupa scaunul episcopal și titlul de cardinal de Santa Maria in Cosmedin. Schismo Barcinonicum, Clement al VIII-lea. Antipapă, motoul e destul de obscur. În plus, nici nu era clar la cine se referă. După opinia unora, profeția s-a referit la Clement al VIII-lea, antipapă și canonic la Barcelona, Barcinonicum, care ar fi fost înfăptuitorul unei politici menită să consolideze schisma. Această opinie însă nu prea are susținere, în primul rând pentru faptul că acest personaj nici nu este considerat antipapă în listele oficiale, ca și pentru faptul că termenul schismă, în plină perioadă de schismă avignoneză, nu e semnificativ absolut deloc pentru identificarea unui personaj de atare relevanță. De Inferno Pregnanti, Urban al VI-lea, 1378-1389, Bartolomeu Prignano, născut la Napoli, după afirmațiile unor istorici, într-o zonă a orașului denumită Inferno. Cubus de Mixtione, Bonifacio al IX-lea, 1389-1404, Pietro Tomacelli, ajuns papă și a figurat blazonul pontifical, o diagonală formată din cuburi. De Miliore Sidere, Inocențiu al VII-lea, 1404-1406. Motoul se referă la numele de Mirean al papei, Cosimo Migliorati, termenul sidere, face trimitere la stema pontificală reprezentată cu o stea cometă. Nauta de Ponte Nigro, Grigore al XII-lea, 1406-1415, expresia nauta marinar barcagiu are o semnificație bine precisată și e folosită de Malachia pentru papii care proveneau din Veneția. Într-adevăr, Angelo Corrier era nativ din Veneția și fusese cardinal la Negroponte. Flagellum Solis, Alexandru al V-lea, antipapă. Pietro Filargiro avea reprezentat pe blazonul său pontifical un soare strălucitor. Termenul flagellum, folosit de Malachia pentru a-l descrie profetic, pare că se referă la faptul că acest antipapă a contribuit foarte mult la radicalizarea schismei provocată chiar de el. Cervus Hirene, Ioan al XXIII-lea, antipapă. Baldazare Cosa era original din Napoli, oraș a cărei emblemă o are pe Sirena Partenope. Termenul Cervus face referință la blazonul său pontifical pe care era reprezentat un cerb. Corona Veli Aurei, Martin al V-lea, 1417-1431. Emblema lui Odone, colona, era o coloană împodobită cu o coroană de aur.
Chiar dacă nu în mod cu totul explicit, spun interpreții, motoul face trimitere la blazonul papei Martin al V-lea. Lupa Coelestina, Eugen al IV-lea, 1431-1447. După opinia unor istorici, chiar dacă pe stema pontificală nu apare simbolul lui Gabriele Condulmer, canonic al societății celestine, Coelestina era o lupoaică. Amator Crucis, Felix al V-lea, antipapă. Amedeo di Savoia, principe al casei de Savoia, care avea emblemă o cruce roșie pe un fundal alb. Expresia amator, dificilă de interpretat, foarte probabil se referă atât la zbuciumul interior, cât și la controversele aprinse care l-au caracterizat pe acest om și perioada cât el a fost antipapă. Demodicitate lune, Nicolae al V-lea, 1447-1455. Tommaso Parantucelli, născut la Luni, Lune, aproape de Sarzana. Provenea dintr-o familie foarte săracă și probabil expresia modicitate tocmai la această umilă proveniență se referă. Bos Paschens, Calist al III-lea, 1455-1458. Pe blazonul lui Alfonso de Borgia e reprezentant un bou la păscut. De Capra et Albergo, Pius al II-lea, 1458-1464. Ennio Silvio Piccolomini, numele de Mirean al Pavei Pius al II-lea, a fost secretarul cardinalilor Capranica și Albergati. De Cervo et Leone, Paul al II-lea, 1464-1471, înainte de a ajunge papă, Pietro Barbo a fost cardinal de San Marco, Sfântul Marco, evanghelistul care are drept simbol un leu aripat. Concomitent era și cardinal comendator al Bazilicii Cervia. Piscator Minorita, Sixt al IV-lea, 1471-1484. Francesco de la Rovere, călugăr francescan, membru al Ordinului Fraților Minori, din Cele, Savona, original era dintr-o familie de pescari. Dacă expresia minorita e clar derivată de la originea sa de franciscan minor, termenul piscator poate avea două semnificații. Prima referitoare la familia de origine, cea de-a doua referitoare la funcția ocupată în biserică, referitor la cuvintele lui Iisus către Petru: te voi face pescar de oameni. Precursor Sicilie, Inocențiu al VIII-lea, 1484-1492. Giovanni Battista Cibo a trăit îndelung la curtea regală a Siciliei. Totuși, termenul precursor încă nu a găsit explicația satisfăcătoare. Bos Albanus in Porta, Alexandru al VI-lea, 1492-1503. Blazonul pontifical al lui Rodrigo Borgia, ca de altfel și al celorlalți din această familie, reprezenta un bou. De precizat și faptul că el fusese episcop și cardinal de Albano și de Porto. De Parvo Homine, Pius al III-lea, 1503, motoul pare că se referă la prenumele matern al lui Francesco Todeschini Piccolomini. De Parvo Homine. Fructus Iovis Iuvabit, Iuliu al II-lea, 1503-1513. Emblema lui Giuliano de la Rovere era un stejar, copac care în antichitate era venerat ca fiind copacul lui Jupiter, Iovis. De Craticule Politana, Leon al X-lea, 1513-1521. Moto foarte dificil de interpretat. Numele tatălui, lui Giovanni de Medici, era Lorenzo, sfânt care a fost martirizat pe grătar, nu tatăl, patronimul tatălui. Expresia politana ar deriva și deci ar trebui să se refere într-un fel oarecare la Angelo Poliziano, căruia Leon al X-lea a fost ucenic. Leo Florentius, Adrian al VI-lea, 1522-1523. Adrian Florens, Florentius din Utrecht, avea pe blazonul pontifical 2 lei. Flos Pile, Clement al VII-lea, 1523-1534. Iuliu de Medici, Fiorentino, Flos, avea pe stema pontificală o minge, pala, un glob pile, înconjurată de crin, Flos. Hyacinthus Medicorum, Paul al III-lea, 1534-1549.
Alessandro Farnese, cardinal de Sfinții Cosma și Damian, avea blazonul papal cu 7 crini. Nu s-a găsit încă o explicație plauzibilă pentru termenul medicorum. De Corona Montana, Iuliu al III-lea, 1550-1555, Giovanni Maria Ciocchi del Monte, Montana, avea emblema formată din două coroane. Frumentum Flocidum, Marcel al II-lea, 1555, stema lui Marcello Cervini, născut la Monte Pulciano, reprezenta un cerb și grâu. Termenul Flocidum, foarte probabil, să se refere la durata scurtă a pontificatului său, numai 23 de zile. De Fide Petri, Paul al IV-lea, 1555-1559. Acest motto cunoaște două interpretări, prima care apare și cam forțată. Gian Pietro Carafa, mireanul Paul al IV-lea, a fost promotorul Sfântului Tribunal pentru Doctrina Credinței. De unde și expresia Fide, până aici ambele interpretări sunt de acord. Dar aici prima consideră că Petri ar fi un ecou al numelui de mireana lui Paul al IV-lea. A doua variantă, Baldazare Cosa, era originar din Napoli, oraș a cărei emblemă o are pe sirena Partenope. Termenul Cervus face referință la blazonul său pontifical, pe care era reprezentat un cerb. Corono Veli Aurei, Martin al V-lea, 1417-1431. Emblema lui Odone Colone era o coloană împodobită cu o coroană de aur. Chiar dacă nu în mod cu totul explicit, spun interpreții, motoul face trimitere la blazonul papei Martin al V-lea. Lupa Coelestina, Eugen al IV-lea, 1431-1447. După opinia unor istorici, chiar dacă pe stema pontificală nu apare, simbolul lui Gabriele Condulmer, canonic al societății celestine, Coelestina, era o lupoaică. Amator Crucis, Felix al V-lea, antipapă. Amedeo di Savoia, principe al casei de Savoia, care avea emblemă o cruce roșie pe un fundal alb. Expresia amator diferă de interpretat, foarte probabil se referă atât la zbuciumul interior, cât și la controversele aprinse care l-au caracterizat pe acest om și perioada cât el a fost antipapă. De modicitate lune, Nicolae al V-lea, 1447-1455. Tommaso Parantucelli, născut la Luni, Lune, aproape de Sarzana, provenea dintr-o familie foarte săracă și probabil expresia modicitate tocmai la această umilă proveniență se referă. Bos Pascens, Calixt al III-lea, 1455-1458. Pe blazonul lui Alfonso de Borgia e reprezentat un bou la păscut. De Capra et Albergo, Pius al II-lea, 1458-1464. Enea Silvio Piccolomini, numele de mireana al papei Pius al II-lea, a fost secretarul cardinalilor Capranica și Albergati. De Cervo et Leone, Paul al II-lea, 1464-1471, înainte de a ajunge papă, Pietro Barba a fost cardinal de San Marco, Sfântul Marco, evanghelistul care are drept simbol un leu înaripat. Concomitent era și cardinal comendator al Bisericii Cervia. Piscator Minorita, Sixt al IV-lea, 1471-1484. Francesco de la Rovere, călugăr franciscan, membru al Ordinului Fraților Minori, din Cele, Savona, originar era dintr-o familie de pescari. Dacă expresia minorita e clar derivată de la originea sa de franciscan minor, termenul piscator poate avea două semnificații. Prima referitoare la familia de origine, cea de-a doua referitoare la funcția ocupată în biserică. Referitor la cuvintele lui Iisus, către Petru te voi face pescar de oameni. Precursor Siciliei, Inocențiu al VIII-lea, 1484-1492. Giovanni Battista Cibo a trăit îndelung la curtea regală a Siciliei, totuși termenul precursor încă nu a găsit explicația satisfăcătoare. Bosalbanus Importu, Alexandru al VI-lea, 1492-1503, blazonul pontifical al lui Rodrigo Borgia, ca de altfel și al celorlalți din această familie, îl reprezenta un bou, de precizat și faptul că el fusese episcop și cardinal de Albano și de Porto.
De Parvo Homine, Pius al III-lea, 1503. Motoul pare că se referă la prenumele matern al lui Francesco Todeschini, Piccolomini. De Parvo Homine, Fructus Iovis Iubabit, Iuliu al II-lea, 1503-1513. Emblema lui Giuliano de la Rovere era o stejar, copac care în antichitate era venerat ca fiind copacul lui Jupiter, Iovis. De Craticula Politana, Leon al X-lea, 1513-1521. Motoul foarte dificil de interpretat. Numele tatălui lui Giovanni de Medici era Lorenzo, sfânt care a fost martirizat pe grătar, nu tatăl, patronimul tatălui. Expresia Politana ar deriva și deci ar trebui să se refere într-un fel oarecare la Angelo Poliziano, căruia Leon al X-lea a fost ucenic. Leo Florentis, Adrian al VI-lea, 1522-1523. Adrian Florens, Florentius din Utrecht, avea pe blazonul pontifical 2 lei. Filo Spile, Clement al VII-lea, 1523-1534. Iuliu de Medici, Fiorentino Flos, avea pe stema pontificală o minge pala, un glob pile înconjurată de crin flos. Iacintus Medicorum, Paul al III-lea, 1534-1549. Alessandro Farnese, cardinal de Sfinții Cosma și Damian, avea blazonul papal cu 7 crini. Nu s-a găsit însă o explicație plauzibilă pentru termenul Medicorum. De Corona Montana, Iuliu al III-lea, 1550-1555, Giovanni Maria Ciocchi del Monte, Montana, avea emblema formată din două coroane. Frumentum Flocidum, Marcel al II-lea, 1555, stema lui Marcello Cervini, născut la Monte Pulciano, reprezintă un cerc și un grâu. Termenul Flocidum foarte probabil că se referă la durata scurtă a pontificatului său, numai 23 de zile. De Fide Petri, Paul al IV-lea, 1555-1559. Acest motto cunoaște două interpretări. Prima, care apare și cam forțată, Gian Pietro Carafa, Miranul Paul al IV-lea, a fost promotorul Sfântului Tribunal pentru Doctrina Credinței, de unde și expresia Fide. Până aici ambele interpretări sunt de acord, de aici prima consideră că Petri ar fi un eco al numelui de Mirana lui Paul al IV-lea. A doua variantă, care pare și cea plauzibilă, consideră că atributul profetic Petri amintește de piatra pe care a fost zidită biserica. Esculapi Pharmacum, Pius al IV-lea, 1559-1565. Motoul care îl desemnează pe Giovanni Angelo de Medici pare să derive de la numele familiei sale. Într-adevăr, Esculap e zeul păgân al medicinei și primul medic al omenirii, al istoriei. Angelum Nemorosus, Pius al V-lea, 1565-1572. Termenul Angelus pare foarte probabil de atribuit conduitei morale ale acestui papă. Într-adevăr, este printre foarte puținii papi ai acestei perioade recunoscut sfânt. Celălalt adjectiv, Nemorosus, adică tufiș, pădure, indică destul de clar locul nașterii lui Michele Ghisleri, Bosco, în regiunea Alessandria. Medium Corpus Pilarum, Grigore al XIII-lea, 1572-1585. Ugo Boncompagni ocupă în istorie locul și numele ideatorului calendarului gregorian. Motoul, de altfel destul de obscur, probabil se referă într-un mod oarecare la acest eveniment care caracterizează pontificatul lui Grigore al XIII-lea. Oricum însă nu s-a ajuns la o interpretare care să fie acceptată de toți și cu atât mai puțin care să fie plauzibilă. Axis in meditate sinni, Sixt al V-lea, 1585-1590, Felice Peretti avea pe blazon un leu împărțit în două de o diagonală, ca și cum ar fi tăiat în două de o axă, axis. La fel de bine, însă, acest motto poate să se refere la intransigența lui față de toți răufăcătorii, fie ei cercetori sau nobili. Alți interpreți pun mottoul în legătură cu refacerea economică a statului papal, redus la sărăcie de predecesorul lui Sixt al V-lea. De Rore Coeli, Urban al VII-lea, 1590. Motoul ar putea să se refere la faptul că Giovanni Battista Castania
a fost arhiepiscop de Rossano, localitate în care tradiția spune că s-ar fi coborât mană din cer. Oricum însă nu s-a putut atribui nici acestui motou o semnificație univocă și plauzibilă. Profeții posterioare publicare în Linium Vitae. De Antichitas Urbis, Grigore al XIV-lea, 1590-1591, Nicolas Frondati provenea din antica cetate Cremona. Pia Civitas in Bello, Inocențul al IX-lea, 1591, motoul pare să indice perioada răvășită a pontificatului lui Giovanni Antonio Facchinetti. Creștinătatea era devastată de sângeroase războaie. Crux Romulea, Clement al VIII-lea, 1592-1605. Ippolit Aldobrandini, aparținea unei istorice familii romane, Romulea, chiar dacă de mai mult timp aceasta se stabilise la Firenze. Pe blazonul papal, Clement al VIII-lea avea o cruce romană. Undossus Vir, Leon al XI-lea, 1605, nu sunt interpretări univoce asupra acestui motto, totuși cea mai mare parte a interpreților înclină să creadă că e vorba de scurta perioadă de pontificat a lui Alessandro de Medici, abia împlinind 2 săptămâni. Gens Perversa, Paul al V-lea, 1605-1621, Camillo Borghese, sensul motoului a rămas nepătruns, misterios până azi, în pofida nenumăratelor interpretări. Într-o singură privință sunt cu toți de acord. Acest motto este cel mai criptic și mai indeșifrabil dintre toate profețiile lui Malachia. In tribulatione pacis, Grigore al XV-lea, 1621-1623. Alessandru Ludovisi, fondatorul congregației de propaganda fide, toată perioada pontificatului său a fost prins în tratative de pace și în potolirea cauzelor de războaie, în primul rând controverselor politice. Lilium et Rosa, Urban al VIII-lea, 1623-1644. Pe blazonul lui Maffeo Barberini sunt reprezentate albini care zboară în jurul crinilor și al trandafirilor. Interpretarea corectă a acestui motto este nesigură, deoarece considerând reproducerile stemei din acea vreme, pe blazon nu apar florile de care vorbește profeția. Iacunditas Crucis, Inocențiu al X-lea, 1644-1655. Giovanni Battista Pamphili a fost programat papă chiar în ziua de înălțarea Sfintei Cruci. Aluzia e certă. Montium Custus, Alexandru al VII-lea, 1655-1667. Emblema pontificală a lui Fabio Chigi era formată din 2 coline deasupra cărora veghea o stea. Atributul Custus e o formă medievală a lui Custos, completează ideea blazonului, sentinela munților, deși unii dintre cercetători consideră că ar fi o aluzie la prenumele de Chigi, de adăugat și faptul că acest papa a instituit în Roma un monte di pietà. Sidus Olorum, Clement al IX-lea, 1667-1669. Iuliu Giulio Rospigliosi a fost ales papă într-o sală deosebită a Palatului Pontifical, numită Sala Lebedelor, Olorum. Atributul Sidus până în prezent e fără tălmăcire. De Flumine Magnu, Clement al X-lea, 1670-1676. Emilio Altieri a fost ales papă pe data de 11 mai 1670, zi în care fluviul Tevere atingea cote alarmante, Flumine Magnu. Bella Insatiabilis, Inocențul al XI-lea, 1676-1689, Poenitenția Gloriosa, Alexandru al VIII-lea, 1689-1691. Alegerea lui Pietro Ottoboni a avut loc pe 6 octombrie, zi dedicată Sfântului Brunone, sfânt trecut în conștiință istorică ca unul dintre cei mai mari penitențe bisericii. Rastrum in Porta, Inocențul al XII-lea, 1691-1700, Antonio Pignatelli aparținea unei nobile familii napoletane care în oraș
locuia lângă poarta denumită Del Rastrello, Rastru. Flores Circumdati, Clement al XI-lea, 1700-1721, Francesco Albani, sfințit preot, numai în 1700. Acestui motto nu i s-a găsit o interpretare adecvată. Singura care a fost emisă, dar neacceptată, ar fi că lipsit total de tact politic și de îndemânare practică a administrării, a avut de înfruntat situații destul de dure. În acest caz, ar fi o subtilă ironie de genul de ce trimis pe front pe unul pe care nici cu o floare nu trebuie să-l atingi. De bona religione, Inocențiu al XIII-lea, 1721-1724. Michelangelo Conti, pontificatul lui este caracterizat de o aspră și continuă condamnare a oricărei formă de erezie, cu precădere jansenismul. Mile Simbelo, Benedict al XIII-lea, 1724-1730. Soldat în război, Pier Francesco Orsini a fost papă într-o perioadă în care s-au înregistrat războaie în toată Europa. Columna Excelsa, Clement al XII-lea, 1730-1740. Lorenzo Corsini a caracterizat pontificatul său, mai ales cu marile opere urbane, edificii pe care le-a comandat și susținut în toată Roma. În acest caz, motoul s-ar referi la activitatea sa neobosită de magnat și de iubitor al artei, cu precădere de arhitectura urbană. Animalul rurale, Benedict al XIV-lea, 1740-1758. Nici o explicație plauzibilă în privința acestei profeții care îl privește pe Prospero Lorenzo Lambertini din Bologna. Totuși, nu lipsesc exegeți care pun motoul în legătură cu faptul că Benedict al XIV-lea a încurajat și susținut agricultura prin diminuarea taxelor și promovarea schimbului comercial. Rosa Umbie, Clement al XIII-lea, 1758-1769. Nenumărate, dar și divergente explicații au fost avansate pentru acest motto, care îl privește pe Carlo Rezzonico din Veneția, dar niciuna nu se bucură de susținerea specialiștilor. Explicația cea mai avansată de până acum ar fi că pe vremea pontificatului său, mulți dintre franciscanii divizați în mici institute religioase au fost reuniți în ordinul fraților minori, cu sediul în Umbria. Ursus Velox, Clement al XIV-lea, 1769-1774. Cea mai răspândită explicație, care poate fi întâlnită cu privire la motoul care îl desemnează pe Lorenzo Ganganelli, numele complet Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli, este că el ar fi avut, are, în blazonul papal, un urs în alergare. Această interpretare nu poate găsi temei, din moment ce emblema lui Clement al XIV-lea conține în partea superioară semnul clasic al franciscanilor, două mâini încrucișate, iar în partea de jos, muntele cu trei coline. Prin urmare, și acest motto rămâne fără explicații. Peregrinus Apostolicus, Pius al 1774-1799. Motoul sintetizează nenumăratele vicisitudini pe care Giovanni Angelo Braschi a fost nevoit să le îndure, într-adevăr, după ce a fost făcut prizonier de către francezi și a fost târât mai întâi la Siena, apoi la Bologna și în sfârșit la Parma, de unde, la 29 august 1799, a fost încărcat într-un căruț de țară și transportat în Franța la Briançon și apoi la Valence, unde a murit prizonier. Aquila Rapax, Pius al VII-lea, 1800-1823. Gregorio Barnaba, descendent al familiei de Colz, Chiaramonti, a fost și el făcut prizonier de Napoleon Bonaparte. Specialiștii cred că motoul face trimitere la blazonul lui Napoleon pe care trona o Agvilă. Canis et Coluber, Leon al XII-lea, 1823-1829. Anibale de la Genga a fost descris de colaboratorii săi, cei mai intimi, astfel: fidel cauzei bisericii precum un câine și în același timp prudent în întreprinderile sale precum un șarpe. Vir religiosus, Pius al VIII-lea, 1823-1830.
Francesco Saverio dei Castiglion a întrupat din plin această descriere profetică. Prin smerenia și bunătatea sa a restabilit multe relații cu statele moderne, rupte de intransigența predecesorilor săi și în plus a obținut mari concesii, de amintit libertatea religioasă pentru catolicii armeni, dată de sultan și ridicarea unei patriarhii pentru păstorirea acestora. 11 papi înainte de ultimul. De Balneis Etrurie, Grigore al XVI-lea, 1831-1846, Bartolomeo Alberto Capellari provenea dintre călugării Camaldolens, ordin religios fondat în Toscana Etrurie. Specialiștii înclină să creadă că pentru atributul Balneis nu se poate găsi o explicație satisfăcătoare, deși nu lipsesc nici aceia care pun termenul motoului în legătură cu baia de sânge produsă în Roma de armatele austriece chemate de acest papă pentru restabilirea ordinii. Majoritatea interpreților însă consideră termenul ca fiind un fel de întărire al termenului Etrurie. Crux de Cruce, Pius al IX-lea, 1846-1878. În timpul pontificatului liberalului Giovanni Maria Massai Ferretti, Roma a devenit capitala Italiei. Cu această ocazie, Papa Pius al IX-lea a fost nevoit să suprapună crucea pontificală peste crucea sa paudă, cea a casei de Savoia. Lumen de Coello, Leon al XIII-lea, 1878-1903. Mulți sunt interpreții care, urmând modalitatea de dinainte de 1595, data publicării textului profețiilor, să se limiteze la schemă. Într-adevăr, Vincenzo Gioacchino Pecci avea pe blazon o cometă. Această explicație nu e acceptată de toți. Cei mai critici dintre specialiști consideră că este o referință la enciclica acestui papă. Rerum Novarum, 1891, enciclică care angaja biserica într-o luptă deschisă pentru demnitatea și drepturile muncitorilor. Destinderea relațiilor cu Kulturkampf lui Bismarck, citat de unii, nu este aproape deloc luată în seamă. Innis Ardens, Pius al X-lea, 1903-1914, motoul se referă explicit la bunătatea și la credința arzătoare a lui Giuseppe Melchiore Sarto din Rieze Treviso. Wilhelm Hummermann, într-o viață romanțată a acestui papă, intitulată întocmai Flacăra vie în traducere românească, pune bine în evidență această flacără vie interioară care a consumat, văzându-i din nou pe creștini ucigându-se între ei. Concluzia cărții lui Hummermann este că s-a stins de durere și de suferință morală. Religio de Populata, Benedict al XIV-lea, 1914-1922. Pontificatul lui Giacomo della Chiesa a fost marcat de evenimentele funeste care au devastat lumea și de plânsul care a urmat acestor triste evenimente. Motoul se referă la numărul mare de oameni, creștini, necreștini, catolici, necatolici, care au sfârșit pe front și la numărul mai mare al acelora care au căzut victime sistemelor totalitare și atei. Fides Intrepida, Pius al XI-lea, 1922-1939. În ciuda reproșurilor aduse acestui papă, precum că ar fi tăcut în fața nazismului, totuși specialiștii găsesc cea mai plauzibilă și acceptabilă explicație motoului care îl privește pe Achille Ratti, Papa Pius al XI-lea, care s-a ridicat împotriva nazismului cu enciclica Mit Brennender Sorge, în care taxa nazismul ca total anticreștin și îl anatemiza. Aceeași atitudine de condamnare și de anatemizare a avut-o față de toate regimurile totalitare și atee, fie că erau ele în Spania, Portugalia, Rusia, Mexic sau Germania, credință neclintită. Pastor Angelicus, Pius al XII-lea, 1939-1958. Eugenio Pacelli a fost păstor al bisericii în timpul celui de-al doilea război mondial și îndată după. Lui a revenit dificila menire de a călăuzi poporul în reluarea vieții și reconstrucția postbelică. El este acela care a trebuit să primească rolul de călăuză morală, spirituală și materială într-o lume devastată de ură și de război. Pastor Ednauta,
Ioan al 23-lea, 1958-1963. Angelo Giuseppe Roncalli a fost patriarh de Veneția, Nauta. Termenul pastor se referă la neobosita sa activitate de călăuză și nu doar spirituală, a tuturor, nu numai a bisericii sau a catolicilor. Exegeții mai exigenți nu acceptă nici de cum o explicație atât de simplă, tocmai pentru că au renunțat la faptul de a folosi aceleași mijloace și metode de interpretare ca pentru primele 77 de motouri anterioare publicării profețiilor și de suspecte de determinările istorice știute, aspect cu care de altfel toți cercetătorii sunt de acord. Astfel, pentru acești cercetători, cele două substantive nu sunt adjective sau atribute, ca în multe alte cazuri, legate între ele prin conjuncția copulativă et. Motoul face referință nu atât la locul natal sau de cardinalat al personajului, nici la faptul că a călătorit mult, ci la însemnătatea Conciliului Vatican al II-lea, în a cărei deschidere Papa afirma că nu este un conciliu dogmatic și doctrinar, ci un conciliu pastoral. Acest conciliu împingea barca lui Petru, Nauta, spre noi orizonturi. Plos Florum, Paul al VI-lea, 1963-1978, și în privința lui Giovanni Battista Montini. Sunt câteva divergențe în interpretare. Interpreții care vor să lichideze repede și ușor susțin simplu că în stema acestui papă sunt trei crini. Și ca explicația să nu se termine prea brusc, mai adaugă și faptul că în iconografia creștină crinul e floarea florilor. Lucru foarte adevărat de altfel, dar nu de aplicat aici, spun alții. Într-adevăr, cercetătorii mai critici și într-un anume fel mai curajoși renunță la principiile ermeneutice anterioare publicării profețiilor în Linium Vitae 1595 și caută explicații mai plauzibile. Aceștia interpretează motoul ca făcând referință la grija și la activitatea stăruitoare a acestui papă pentru afirmarea demnității vieții fiecărei ființe umane, cu enciclica Humane Vitae. Ca și inflexibilitatea lui în afirmarea florii florilor pentru viața clerului, cu enciclica Sacer Totalis Coelibatus. De meditate lune, Ioan Paul I-ul, 1978, pontificatul lui Albino Lucani a fost de numai 31 de zile, practic timpul unui ciclu lunar. De labore solis, Ioan Paul al II-lea, 1978-2005, Carol Wojtyla pare că este deja cunoscut ca primul papă polonez. Motoul cu care este profetizat el ar putea să se refere la una din aceste trei evenimente. Concomitent cu nașterea sa a fost și o eclipsă de soare. Faptul că provine dintr-o țară din est, Levante del Sole. Spune activitatea sa imensă și pelerinajele sale apostolice pe toată fața pământului, întocmai ca soarele. De Gloria Olive, Benedict al XVI-lea, 2005-2013. Bavarezul Josef Ratzinger, care a succedat lui Carol, e desemnat de profeție ca fiind de Gloria Olive. Interpreții au căutat să scoată în evidență o legătură între Papa Benedict și Ordinul Olivetan. Cardinalul Ratzinger și-a ales numele papal după Sfântul Benedict din Nursia, fondatorul Ordinului Benedictin, una din ramurile acestui ordin fiind Olivetii. Alți interpreți scot în evidență faptul că Benedict al XVI-lea a fost ales papa la scurt timp după Duminica Floriilor. Petrus Romanus, Papa Francis, 2013, prezent, pentru ultimul papă numele este cât se poate de sugestiv. Petru a fost primul pontif, un alt Petru va fi ultimul pontif. Acestuia profeția Malachia nu i-a dedicat doar un simplu motto, dar câteva versuri în limba latină. In persecuzione extrema masacre romane, ecclesie sedebit Petrus Romanus, qui pascet oves in multis tribulationibus, quibi transactis civitas septis colis diruetur, ex iudex tremendus, judicabit populum suum. Amen. Acolo traducere sună cam așa: în timpul ultimei persecuții a Sfintei Biserici Romane, pe scaun va sta Petre Romanul, care își va păstori turma printre foarte multe suferințe, încercări, iar când aceste încercări se vor sfârși,
Orașul celor șapte coline va fi distrus și judecătorul cel de temut va judeca poporul său. Amin, așa să fie. Numeroase analize ale profeției au dus la interpretarea că vor fi mai mulți papi într-o gloria măslinului, gloria olive și Petrus Romanus. Speculațiile populare ale susținătorilor profeției afirmă că această predicție se referă la succesorul papei Benedict al XVI-lea. De la alegerea lui Francis ca papă, susținătorii profeției de pe unele forumuri de pe internet s-au străduit să-l lege pe Francis de această profeție. Teoriile includ o conexiune vagă cu Francis de Assisi, al cărui tată a fost numit Pietro, Petru. Profețiile în general sunt făcute în mod criptic și astfel încât să-i deruteze pe interpreții superficiali. În goana după senzațional și în a-l aduce pe Petrus Romanus cât mai aproape, se neglijează faptul că fiecărui papă prezis îi e dedicat doar un paragraf și se încearcă să se conecteze ultimele două. Văzându-le separat, o variantă rezonabilă de interpretare e că actualul papă Francis nu este Petrus Romanus, ci doar in persecuzione extrema sacre romane ecclesiae sedebit, cel ce va ședea în timpul persecuției extreme a Bisericii Romane Sfinte. Se remarcă și traducerea greșită preluată din limba engleză, unde extrema e interpretat ca un the last, ultima. Deși extremus are și sensul secundar de ultim, primul înțeles e chiar extrem. Astfel se impune mai multă precauție cu privire la interpretările forțate, cum că Papa Francis ar fi Petrus Romanus, nume, etichetă cu care începe ultimul paragraf. Totuși, să nu uităm de acel celebru interviu dat de Papa Francis televiziunii mexicane, unde spunea: presim că pontificatul meu va fi scurt, 4 sau 5 ani, poate chiar 2 sau 3 ani. 2 s-au scurs acum deja. E o senzație ciudată. Simt că Dumnezeu m-a pus aici pentru puțin timp. Oare se gândea la profețiile Sfântului Malachia? Ne oprim aici, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun, ca de obicei, pe curând.